Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Percanduță, Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, ieri cu toții am văzut ceva ce, sincer, simțeam că se va întâmpla și că se va ajunge la acest punct, dar totuși am sperat ca doamna Mantea să nu cadă în această situație și să nu mai fie moderatoare. Ieri, vă dau cuvântul meu de onoare, o așteptam pe doamna Mantea ca pe o gură de aer, ca pe o pâine caldă. Văzând tupeul acestor trei individe, Giulita, Cistinela și Virginica, am zis, hai că vine doamna Mantea și vă scoate pe toate trei la tablă. În momentul când am văzut-o pe doamna Mantea, vă dau cuvântul meu de onoare, cum a reacționat doamna Mantea, am avut impresia că doamna Mantea este noua concurentă. Era bulversată, era parcă căzută din lună. Mi-am adus aminte de Dorobanțu, care lăsa subiectele în aer, care vorbea paralel de ce trebuia să spună ca moderatoare. Cam asta am văzut ieri la doamna Mantea. Și vă spun și de ce. Am văzut cu toții că Virginica și Giulita au sărit ca arse în fața lui Robi. Virginica a amenințat-o pe Teodora, astea două, bombardiere Virginica și Giulita, mai aveau un pic și îl călcau în picioare pe Robiță, care ieri mi-a demonstrat că e bobiță. Nu mai e Robiță, e bobiță. Și o iau cu începutul. Patrick deschide subiectul și întreabă fetele cine a dat acea provocare. Bineînțeles că se activează Giulita, care altceva n-a făcut două sezoane decât a frecat canapelele și a rupt frigiderul în două. Și ceartă. Sare și asta, sare și Virginica. Și Cristina. Din punctul meu de vedere, păcat că n-a fost marți, dar presupun că marți s-a înregistrat acest episod. Cam crezut că sunt cele trei ceasuri rele pe care le avem cu toții marțea, așa se spune. Se pare că avem și trei ceasuri rele în Casa Iubirii, iar doamna Mantea a ajuns să-i fie frică să o deranjeze pe Virginica. Ce vedem acum? Spre surprinderea tuturor, Robiță. Robiță mai avea un pic și își primea capace și de la Virginica și de la Giulita și se învinețise la față, gata. N-a mai putut să vorbească în momentul când a venit Virginica spre el. De acolo, toți concurenții s-au sesizat și bineînțeles că toți au fost revoltați de ce aceste pupeze au dat această provocare și care a fost scopul. Noi știm destul de bine că Virginica, de când este ea în casă, doar provocări de genul ăsta a dat. Să se certe oamenii. Pentru că ea și cu Giulita, părerea mea personală, cred că au fost făcute în mare scârbă. Și au ieșit niște scârboase. Nu se poate ca una atât de mică să fie atât de rea. Unde încape atâta răutate și atâta dușmănie cum are ceasul rău pisica neagră Virginica? A nu știu câtea oară ne-a demonstrat că e de o răutate fantastică. Ea spune care e problema, că am dat o provocare, nu mai pot să vorbesc. Nu este vorba de provocare. Este vorba de ce ai vrut
să faci cu această provocare? Ce reacție ai vrut să scoți? Dar ieri Moldo a fost foarte asumat și v-a spus pe față, a spus la băieți. Astea nu cumva au făcut strategie ca să o elimine pe Teodora pentru că o vede susținută, frumoasă și e plăcută în online? Și acum au băgat-o pe Cristina ca să o dobare psihic pe Teodora și să rămână Giulita și cu Virginica pentru finală. Iar tu, Cistinela, nu poți să-ți dai seama că astea două se folosesc de tine într-un mare fel și își fac treaba prin tine. Virginica și Giulita au gândit-o și au premeditat aceste lucruri ca să o provoace pe Teodora și să arate lumii întregi că Teodora nu e ceea ce se dă. Dar nici voi nu sunteți ceea ce vă dați, mai ales Virginica. De fapt, Giulita a spus cu vocea ei: nu vezi că sunt capabilă să vă dau să, o provocare să vă certați 3 zile? Dar care-i scopul? Acum vine Giulita și spune: dar cine a ținut cont de mine că și eu am suferit după Robiță? Tu n-ai suferit după Robiță. Tu ai suferit de frica de a nu pleca din casă. Cine mai sparge frigiderul? Cine mai roade canapelele? Tu, Giulito. Tu, de fapt, n-ai nicio treabă cu nimeni, că ești prea rea. Cum nici Virginica nu are nicio treabă. Acum Virginica și asta vine și se lamentează și aduce în discuție că și Patrick a făcut aceleași lucruri dându-i provocări Giulitei când ea era cu Robiță să-l ia pe Robiță în brațe și să-l pupe. Nici Patrick nu și-a adus aminte. Nici noi telespectatorii, cel puțin eu care fac vloguri zi de zi, nu știm aceste lucruri. Virginico, încă o dată demonstrezi lumii întregi că ești foarte, foarte mincinoasă. Acum te-ai luat de Bia și chiar aș ruga susținătorii tăi să posteze momentele când Patrick a dat provocare Giulitei să-ți facă ție în ambiție. Nu există așa ceva. Tu le inventezi că ești mincinoasă și că vrei să ieși la suprafață. Și dacă era așa, de ce n-ai spus că ești deranjată? Dar n-a fost niciodată ceea ce spui tu, că tu minți pe față. Fapt că acum ai acuzat-o pe Bia că i-a ținut partea Robertei și că tu n-ai făcut nimic, în condițiile în care tu ai spus că și tu ai fost tare în gură și tu ai jignit-o pe Roberta. Iar acum nu mai recunoști nimic. Eu n-am făcut nimic. Păi când să te credem, Virginico? Că ne-am săturat de minciunile și falsitatea ta și obrăznicia ta. Te-ai dus în piept la Teodora și să-i spui Teodorei: tu știi realitatea. Care-i realitatea? Doamna Mante aici trebuia să puncteze cel mai tare. Măi, Virginica, ia stai puțin. Cu ce ai amenințat-o tu pe Teodora? Care-i realitatea și noi nu știm? Dar, după părerea mea, doamna Mantea și staful știu. Toate amenințările astea pe care le aveți față de Teodora, față de Robiță, față de voi toți concurenți între voi. Cam asta se întâmplă, doamna Mantea, când faceți precedente. Și acceptați și băgați gunoiul supreși la anumiți concurenți obraznici și neascultători. Exact cum ați făcut cu Virginica și cu Robiță în cazul Aleinei. Au profitat de ocazie, le-a intrat mâna în colac că dumneavoastră ca și staff le băgați toate gunoaiele și toate minciunile supreși și a uitați acum. Ați venit ca moderatoare și n-aveți ce să întrebați. De ce? Că erați conștientă că dacă accelerați și scoateți în evidență și o puneți pe Virginica să spună care este realitatea, automat trebuia să-i descalificați pe toți. Robiță, din cel mai șmecher, se făcuse vânăt la față când l-a amenințat bombardierele astea, dar mie îmi pare bine, pe o parte, că v-ați dat arama pe față și ați arătat lumii întregi
cât de bombardiere sunteți, mai ales Giulita aia care se bate cu cărămida în piept, că ea când vorbește deranjează, tu deranjezi că existi. Măi, Giulito, s-a văzut destul de clar cât de rea ești și tu și Virginica. Și Virginica la fel. S-a dus și ce-a făcut? Ne-a arătat caracterul ei de fată cu minte. Nu, de o fată care te așteaptă la colț și ea niciodată nu este vinovată și suferă de boala contrazicerii. De asta vă spun că sunteți 3 ceasuri rele. Cistinela acum spune că ea nu l-a plăcut pe Robi niciodată. Păi și atunci, Cistinela, de ce te duci să te prinzi cu porbagajul prin fața lui și te cereai la băieți, inclusiv Virginica? Ți-a atras atenția, dar care e problema ta de te ceri la băieți? Te cereai la Moldo și te uiteai după Robiță. Iar acum când ți-a dat Robiță pe față, că n-are nicio treabă cu tine, că te-a folosit pe afară, e partea 14. Dar în casă nu. În casă o vrea pe Teodor. Și el, banditismul lui, că s-o fi îndrăgostit, că se folosește de ea, e cu totul altceva. Dar s-a văzut cu ochiul liber că era în cap după Robiță. Și ți-a spus bine Moldo. Dacă Robiță îți dădea două calde, era în cap. Voi, prin provocarea voastră, ați crezut că Robiță o va lua în brațe pe Cristina și o va ridica în tavan. Dar v-ați înșelat că Robiță nu i-a dat importanță. Tu, Virginico, vii acum cu altă minciună și spui, domne, și Cistinela la fel. Dacă nu știam că Teodora este atât de afectată, nu dădeam astfel de provocare. Scuzați-mă că am dat provocarea asta. Îmi cer scuze, aia neagră, mică și urâtă, îmi cer scuze și eu și Giulita că am dat provocarea asta. Nu, v-ați văzut că toată lumea v-a sărit în cap și v-a văzut sufletul negru și plin de răutate. Și ai dat-o ironic. Eu nu pot să vorbesc nimic în casa asta că știu că deranjez pe cineva. Pe cine? Pe Bia? Care nu vă acceptă mojiciile și vede răutățile voastre și nu rezistă și vi le dă peste nas? Măi, Virginico, ești prea mică pentru lumea asta mare. Dar îmi pare bine că Bianca este asumată, că Patrick a început să o lase să vă spună pe față și inclusiv Patrick v-a văzut parșivitatea voastră și falsitatea voastră și răutățile voastre și atunci, normal, că nu mai are ce să-i spună Biancăi. Păi dați voi în toată lumea și ele trebuie să tacă. Nu, mi-ar plăcea ca și Elena să iasă la suprafață și Teodora ți-a ținut hangul, Virginico, când ai mințit cu Roberta și ai exagerat. Acum, dar în ea, exact ce am spus. Giulita mai bandită se împrietenește cu Virginica ca să o elimine pe Teodora, ca în locul Teodorei să intre ea în final. Toate sunt premeditate. Garcea, îl vedem că o susține, i-a spus foarte bine Denis. Se vede cu ochiul liber că tu o susții foarte mult pe Virginica și că nu ești corect. Păi de la un cioban, ce opărit ca Garcea. Ce putem? Ăsta care se plânge acum că i-a luat oile statul. Dar de ce n-ai spus și că statul vă răsplătește oile pe care vi le-a luat? De ce n-ați spus și lucrul ăsta? Aseară ailaltă tanti Geta plângea de oile lui Garcea și Garcea făcea live și râdea. Dar vor să-l victimizeze. Nu este singurul cioban din țară care i s-au confiscat oile. Nu este singur. Dar voi vreți victimizare, că ăsta ești tu, Garcea. Și repostează și Virginica. Vai, săracu! Chiar că sunteți ultimii. Tu, Garcea, s-a văzut cu ochiul liber că îi ții partea Virginicăi și Cristinei. De ce? Că aveți coaliție. Și că vreți să vă susțineți unul pe altul. Și din punctul meu de vedere s-a văzut cu ochiul liber că sunteți atât de parșivi încât nu aveți perechi. Dar minciuna are picioare scurte.
și toată lumea s-a convins de voi că sunteți de o răutate fantastică. Doamna Mante ar fi trebuit să vină și să puncteze și să vă scoată la tablă și să vă întrebe: de ce, Virginico, te-ai rostit la robiță? Și se afla, dar vedeți, doamna Mantea. Pe Giulita la fel. Giulita asta care s-a opărit ieri ceva de speriat. Zicei, iar s-a transformat, zicei că-i vrăjitoarea din Albă ca Zăpada. Atât de petardă ai fost și atât de ipocrită ai fost și tu și aia. Mică, neagră și urâtă și inclusiv Cistinela, care se dă cinstită și de fapt s-a văzut cu ochiul liber că ea credea că robiță este în cap și că i-o dă la temelie Teodorei. Să vă fie rușine. Că acum s-a văzut cu adevărat răutățile pe care le aveți în suflet. Giulita, am observat un lucru. În momentul când este nervoasă, această Giulita, primul lucru pe care îl face, ia paharul și tremură mâna. Astea-s gesturi de femeie dependentă, de șat după șat. Așa că, Giulito, vezi că defectul tău profesional nu l-ai uitat. Și ți arăți răutățile și minciunile. Ce v-am spus? În funcție de Giulita, veți vedea cu cine ține staful. Giulita acum e mână în mână cu Virginica. Astea două, în momentul când îl văd pe robiță că se apropie de o femeie, sar în haită. De ce? Că trebuie să ajungă ele în final. Robiță se pare că este frică de la de acasă al Virginicăi sau de taicăsu, că nu știu. E o dilemă. Vedeți, doamna Mantea, cum ne-ați lăsat cu multe semne de întrebare și am văzut un lucru. Că Virginica și cu Giulita au sărit în piept ca bărbații și dumneavoastră nu le-ați făcut nici măcar cea mai mică observație. Că au comportament de bombardiere fără fapte. Nu este ok. Ce se întâmplă cu această emisiune? Susținătorii Virginicăi se laudă peste tot că o veți scoate finalistă pe asta, că vă este frică că a venit taxul cu avocații peste voi și că vă amenință. Și voi de frică o veți scoate finalistă. Pe cine, doamna Mante? Pe cea mai mincinoasă, Virginica, pe cea mai falsă, pe cea mai răutăcioasă? Un mare, mare dislike. Oare merită? Îl vedem pe Garcea foarte, foarte vehement în casa băieților. Domne, dar ce aveți cu Virginica? Virginica ia partea lui, dar voi de ce n-ați ținut cont de Garcea când Patrick se juca cu Alexandra și eu îi dădeam provocări cu Alexandra, iar el n-a venit să mă tragă de mânecă? Fetiță, e vorba, Patrick și cu Alexandra erau ei care se plăceau. Iar voi, niște pupeze, ați râs de Teodora, care Teodora vă credea prietene. N-are nicio treabă. Că făcea robiță cu altă fată de la el, nu era nicio problemă, era problema. Dar aici e o altă problemă. Că Teodora vă credea prietene. Teodora v-a sărit în apărare și voi ați trădat-o ca pe Iuda. Ca Iuda. Aici este problema. Dar tu, Virginico, ai crezut că dacă dai exemplu ăsta... Bine, sunt și telespectatori care au pus botul la ceea ce ai spus tu. Dar n-are nicio legătură. Sunt doi tineri care au făcut materiale, cum și tu ai făcut cu Pătricuț și spuneai că îl visezi seara și că te gândești la el. Așa a făcut și Alexandra. Și Patrick, dacă voi ridicați coada, eu de ce n-aș face materiale? Cum acum tu cu Garcea faceți același lucru?
faceți materiale că n-aveți nicio treabă. Și vă susțineți pentru că susținătoarele voastre, alea plecate cu Sorcova, sunt prietene și a dat-o pe Naripata la o parte, adică pe Teodora. Asta faceți și voi. Ce v-am spus eu, dragii mei telespectatori? Vreți să vedeți ce se va întâmpla în casă? Uitați-vă la adminele lor și veți vedea. Când Viorela Lis o înjura pe Teodora, acum vedem de ce. Că se ia Virginica de Teodora. Deci tot ele se iau de Teodora și Virginica și Viorela o înjură pe Teodora. Teodora nefăcând nimic. Teodora decât fiind pas la pas când a avut nevoie Virginica de ea. Iar Virginica abia așteptat momentul ca să o bubuie și să o facă să plângă. Atâta timp cât a existat acel material unde Robiță se juca cu Cristina din star, cum v-a spus Moldo. Toată lumea a văzut că Teodora suferea. Și voi ați venit și i-ați dat un picior direct în moalele capului să ducă mai jos. Și tu, și Giulita, și Cistinela. De asta nu vă ajută Dumnezeu. Și sper ca în al 12-lea ceas staful să nu premieze astfel de viclenie, astfel de parșivitate, cum vedem în Virginica și în Giulita. Bia îi spune Giulitei: tu ești o femeie foarte rea. Și Robiță la fel. Doar asta ai făcut de când ești în emisiune de 2 sezoane, decât rele. Și bineînțeles că spune: dar ce mă cunoașteți voi? Păi și afară ești la fel. Cum sunteți în casă, sunteți și afară. Bia îi spune Virginicăi: am fost și ți-am luat apărarea. Că mi-ai luat tu mie apărarea? Când lumea te făcea rea. Și eu am spus: nu este rea. Ba da, este rea. Dar Bianca a fost totuși obraz și n-a vrut să dea în tine cum dai tu în toată lumea. Și acum iar ai mințit. Dar Bianca a demonstrat lumii întregi că tu dai cu bolovani și cataroaie după toată lumea, Virginico. Iar Bianca a spus: nu-i așa rea. Și acum n-am nevoie. Păi tu oricum n-ai nevoie de nimeni. Nici măcar de Dumnezeu. Cam asta ești, Virginico. Cam asta ești, Giulito și Cistinela. Cele 3 ceasuri rele. Să vă fie rușine. Și doamna Mantea, pe cuvântul meu de onoare, ieri, dacă n-am avut impresia că ați căzut din lună. N-aveați nicio treabă cu subiectele arzătoare și noi ca telespectatori. Să aflăm cu ce se amenință ăștia, dumneavoastră ați evitat pe cât posibil. Asta înseamnă că staful știe tot. Că potențial aveți și când vreți să faceți anchetă, să dea dracii, dacă nu scoateți de la ei și laptele pe care l-au subt. Dar, încă o dată ne-ați demonstrat că în sezonul ăsta Virginica v-a pus piciorul pe gât la toți. Și la concurenți și la staff. Vă este frică de Virginica. Și Giulita îi ține hangul pentru că a văzut că îi acceptați măgăriile Virginicăi și atunci și Giulita face la fel. Cam asta e, dragii mei telespectatori. Astăzi nu uitați de petrecerea justițiarilor, 2:30, nu știu exact, am un pic de treabă și nu știu cum ajung, să ne întâlnim pe live-ul justițiarilor, să vorbim despre emisiune și să ascultăm muzică, să ne bine dispunem. Gândiți-vă la melodii și vă aștept în live să îmi spuneți ce vreți să ascultați. Vă pup cu drag, a voastră Pandele Laura, nu uitați de distribuire, să ne facem mai auziți și stafful să ia măsuri, că deja s-au făcut de toată jena. Una mică, neagră și urâtă să le pună piciorul pe gât. Asta e. Vă pup cu drag, a voastră Pandele Laura.